ziua, domnul Bruno Ștefan, președintele Biroului de Cercetări Sociale, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Bruno Ștefan, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Mulțumesc de invitație. Klaus Iohannis e de departe câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale. Surpriza este însă, din punctul meu de vedere, cel puțin USR Plus, care a ajuns pe locul 3 și a ajuns să piardă chiar voturile din diaspora, unde Klaus Iohannis a luat dublu față de USR Plus. Cum a ajuns USR Plus în această situație? Sau cum le vedeți dumneavoastră? Principalul perdant al campaniei a fost Klaus Iohannis. De ce spuneți acest lucru? Klaus Iohannis a pornit după europarlamentare cu un scor de 43% în măsurătorile mele. Cu o lună înainte ajunsese la 40 și a luat 36. Vă spun că măsurătorile mele s-au confirmat cumva la mai toate ciclurile electorale și de asta zic că le-am făcut cel puțin ultimele destul de corecte. El a pierdut pe campania pe care USR-ul a făcut-o de acuzare, la fel cum a pierdut și Toader Paleologu și la fel cum a pierdut, deci candidații creștini-democrați și Chelemen Hunor a pierdut puțin. Candidații creștini-democrați au pierdut în această campanie, candidații socialiști, social-democrați au câștigat. Adică, Dan Barna, de când a intrat în campania asta, el a intrat cu 14%. Când a apărut dosarul Rise Project, când a avut ezitările privind moțiunea de cenzură, scăzuse la 12%. Și părea că nu își revine de acolo, în condițiile în care intenția de vot pentru USR era mare. Deci o parte, cel puțin o treime din alegătorii USR ar fi votat Klaus Iohannis și parțial Toader Paleologu. Și atunci ei, văzând că nu au cum să sporească bazinul și nici măcar să-i aducă pe ceilalți, pentru că în electoratul USR părea că cel care se luptă mai bine cu PSD-ul este Klaus Iohannis și nu Dan Barna, atunci ei au început un atac, mai ales în ultimele zile de campanie, la adresa și a lui Klaus Iohannis, dar și al lui Toader Paleologu, că fac blat cu PSD-ul. Ba, fac blat cu PSD-ul, să o pună pe Dăncilă să-l scoată pe el. Această campanie a ținut acasă cel puțin 1 milion de alegători care declarau în toate cercetările dinainte că vor să vină la vot și care ar fi votat cu ceilalți doi mai mult, cu Klaus Iohannis și cu Toader Paleologu. Altfel spus, Klaus Iohannis lua 40% dacă n-ar fi fost această campanie isterizantă aproape a USR-ului în ultima clipă, care a ajutat USR-ul să crească, pe Dan Barna să crească de la 12% la 14%. Deci USR Plus a câștigat pe această campanie scăderii lui Klaus Iohannis. A crescut în același timp și Viorica Dăncilă pentru că structurile funcționau de bine, la fel de bine ale PSD-ului și acum ca și la alte alegeri, dar și pe un alt considerent, la Viorica Dăncilă. Viorica Dăncilă sau PSD-ul a lăsat pe cumpănașul să zbenguiască singur, să câștige un public care se declară în toate sondajele că votează cu el, dar public care făcea parte din electoratul captiv al PSD-ului. Lăsat liber, ăla spunea votează cumpănașul. Adică era din persoane, să spun, cu studii medii, din orașele mici și mijlocii, din orașele mici și comune și sate, din vechiul regat. Acel electorat captivat imediat de primari, a fost adus la ordin după aia la vot pentru Viorica Dăncilă. Și așa Viorica Dăncilă a crescut în ultimul timp, prăbușindu-se cumpănașul în ultimele zile, de a lua doar unul și ceva, că el era puțin cel mai mult, îl lăsau cumva să... ca Viorica Dăncilă să nu pară un pericol, având un scor semnificativ de mare, să nu fie atât de intens satanizată. Și de asta și-a creat niște mici bazine care păreau că sunt libere. În realitate ele nu erau. Dar n-a ajutat-o și victimizarea de după moțiune enorm de cenzură? Deci vă spun în privința victimizării ei. Înainte de moțiune, în sondajele mele, Mircea Diaconu, Viorica Dăncilă și Dan Barna erau împreună undeva la 14%. La egalitate? Între ei erau de 0,1, nu știu care era mai sus. Deci foarte mici. Foarte mici, în marja de eroare. Și dintr-o dată după moțiune, deci 14 și, dintr-o dată Viorica Dăncilă urcă la 20 în sondajul meu, Dan Barna coboară la 12, Mircea Diaconu coboară la 9. Erau egali. Deci ce s-a produs la moțiune? Deci de ce a crescut Viorica Dăncilă în urma moțiunii? Nu atât pe victimizare, cât pe pierderea de către Mircea Diaconu. Electoratul lui Mircea Diaconu era un electorat din, să spun, cu studii superioare, bugetar, din orașele de provincie și din comune și sate, care
căruia era rușine, electorat de stânga, căruia era rușine să spună că votează cu Dăncilă, care e analfabet, așa cum era satanizată ea public, și atunci lor li se părea că sunt mai de bon ton, puțin mai liberali. Dar în momentul în care Viorica Dăncilă a venit și a spus, eu v-am mărit salariile, ăștia o să vă dea afară, și așa apărut declarații ale liberalilor că trebuie să dea afară vreo 400.000 de oameni, ăștia și-au dat seara electoratul lui Mircea Diaconu, o parte a electoratului lui Mircea Diaconu, când a văzut că partidele care îl susțineau pe el, Pro-România și ALDE, votează moțiunea de cenzură, de fapt atentau la siguranța locurilor lor de muncă și a salariilor lor. Și atunci au considerat că este o marionetă Mircea Diaconu în spatele unora care de fapt sunt trădătorii lor, că ei îi votau, îi susțineau, dar aia alții lucrau împotriva lor. Și au migrat în felul ăsta spre Viorica Dăncilă, parte din alegătorii lui Mircea Diaconu. Dar știți că s-a vorbit inclusiv de faptul că Klaus Iohannis și inclusiv PNL-ul a ajutat PSD la alegeri ca să ajungă Klaus Iohannis cu Viorica Dăncilă în turul 2. Minciuni și zvonuri. Și acțiuni, manipulare. Pentru că dacă vă uitați pe rezultatele aproape pe fiecare localitate, cât a luat PSD-ul la europarlamentare și cât a luat acum, nu veți vedea diferențe semnificative ca să spuneți că, iată, a dat PNL-ul într-o anumită zonă ceva mai mult și a crescut PSD-ul acolo. Nu întâlniți lucrurile astea. Mașinăriile de partid au funcționat ale PSD-ului relativ la fel și n-a beneficiat de un spor. Singura resursă pe care a avut-o Viorica Dăncilă a fost pe scăderea prezenței la vot și pe faptul că în unele zone, și vi le spun ca atare și unde au fost, unde Pro-România avea un fief mai mare, acolo au tras ceva mai slab Pro-România. Adică a mers nu cu mașinile turate la Brăila, unde la europarlamentare luase mai mult Pro-România și acum a luat ceva mai puțin, a tras cu mai puțin mocioalcă la Caraș decât a tras la europarlamentare, a tras cumva în Dâmbovița mai puțin Pro-România decât a fost înainte. Mai puțin. Dar ele tot au funcționat. Așadar, nu a luat voturi de la PNL, Viorica Dăncilă. Nu i-a dat Iohannis voturi de la PNL, Viorica Dăncilă. Pro-România, cei de la Pro care intenționau să voteze Pro-România au dat voturi lui Dăncilă. Deci Dăncilă a luat de la Victor Ponta, de la Victor Pro-România. Ponta. Da. Dar au fost... A pierdut Mircea Diaconu în condițiile în care până în moțiune erau la egalitate ei doi și nu știai care țâșnește în turul 2. Și Dan Barna... Acum diferența e destul de mare între Viorica acum, și da. Dăncilă și pentru Diaconu. Pentru că ea a fost apărătoarea, spunea că până la urmă ea e principala opozantă de acum și ea se va opune tăierii salariilor PSD-ul, adică nu ea ca persoană. Și PSD-ul era partidul puternic care se bătea. Celelalte două partide, ALDE și Pro-România, bătuseră palma deja cu PNL și nu mai erau credibile că le vor apăra oamenii care urmau să fie dați afară. Dar PSD-ul a pierdut multe județe, așa zise, roșii, care au fost acaparate, da, de Partidul Național Liberal. Cum s-a ajuns în situația asta? Vedem județe din Moldova, din chiar. Din vechiul regat. Moldova era pierdută și la europarlamentare. Ce s-a întâmplat? Vă spun, imediat după moțiune, PNL-ul, ca intenție de vot la parlamentare, a crescut la 36%. Încrederea în Ludovic Orban s-a dublat, fără să ajungă premier, doar pentru succesul moțiunii. Deci până să ajungă premier. Până să ajungă premier, doar cum a avut succes moțiunea, intenția de vot pentru PNL a explodat. Și a explodat în anumite zone. N-a funcționat în aceeași măsură în zona Oltenia. N-a funcționat în Telerman, dar a funcționat în parte în Brăila. Pentru că acolo era... pentru că n-a tras probabil primarul Marian Dragomir al Brăilei, la fel pentru Viorica Dăncilă. Și acolo au putut să aibă culoare de creștere Klaus Iohannis, PNL și Klaus Iohannis. Și au obținut 30 și nu știu cât la sută, 33 parcă la sută. Așadar, doar în anumite locuri, unde au avut un partener, cum a fost Pro-România, a putut Klaus Iohannis să albăstrească harta electorală. Altfel, nu... Trădările de la Pro-România au fost în unele zone, dar nu peste tot la fel. Trădări. E incorrect spus. Electoratul s-a mutat, chiar dacă liderii au spus, au dat anumite semnale sau au tras sau n-au tras mai mult
Nu, s-a produs deci o mișcare electoratului. Deci n-au putut electoratului. Să mobilizeze electoratul liderii. Nu, a fost o campanie de demobilizare a electoratului dreptei. Deci înțelegeți, intenția de vot era de peste 10 milioane de alegători la aceste alegeri și au fost 8 milioane și 600 sau cât au fost voturi. Au stat acasă. A fost o demobilizare calculată. Dacă ar fi venit mai mulți la vot, ați fi avut pe Klaus Iohannis la 40 ceva la sută, l-ați fi avut pe Toader Paleologul la 7 și ceva, 8%, deci culoarele lor de creștere erau semnificativ mai mari. Viorica Dăncilă ar fi rămas cu același scor? Ar fi fost la 20%. Ce așteptări să avem pentru turul 2? Acolo ne găsim cu Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis. Am văzut liberalii și propun un scor de 60, peste 60%. Are șanse? Sunt moderați și are... Și scorul pe care l-au spus este acum temperat. Au sondaje și liberalii categoric, le-au văzut. Intenția de vot, dacă ar fi mare dorința de participare la vot și în turul 2. Și dorința, dacă se menține și dacă oamenii care își declară opinia că vor să voteze și votează, nu stau acasă, Klaus Iohannis ia 70% în bătălia cu Dăncilă. Dar absența dezbaterilor și campania care a pornit acum, e corect să le refuze. De ce? Din punctul lui de vedere. Nu mai vreau să intru eu în detalii de ce. Pentru că e parte, și o spune clar el, e partea unui grup infracțional, organizat. Și cum discuți cu unii care până la urmă trebuie să dispară de pe scena politică? Ce? E o bătaie de joc față de funcția prezidențială. Te duci să discuți cu unul pe care știi că până la urmă urmează să fie arestat? Adică, gândiți-vă, sunt peste 1000 de dosare penale, am înțeles, publică chestia la adresa primarilor de la PNDL, care au luat bani, care au furat într-un mod organizat bani din asta. Nu au furat, dacă a fost pusă dumneavoastră într-o funcție, cum șmechereați dumneavoastră cu neamurile, cu rudele, cu prietenii, cu soțul, cu mașină. Nu, cumva a fost un tipar al furturilor. Deci PSD-ul funcționează pe mai departe și poate fi etichetat oricând ca un grup de crimă organizată. Numai dacă luați jafurile care s-au produs prin PNDL cu supraestimările tuturor prețurilor, cu aceleași firme care se mutau de la o comună la alta pentru a aranja licitațiile. Este suficient ca pe această informație Klaus Iohannis să ceară scoaterea PSD-ului în afara legii, să facă referendum. Dacă ar face lucrul ăsta, PSD-ul dispare din scena politică. Dar oare și atunci, nu... pentru ce să vii când știi tu, președinte, că ai informații că iată, la fel a furat și ăla din satul Cutărică din Botoșani, cum a furat și ăla de la Dolj, cum a furat și ăla de la Tulcea. Și când vezi că este un tipar asemănător, că primarul penelist a furat altfel dacă a furat. E un a furat alt... și el. Nu știu, dar când vezi un tipar, eu sunt sociolog, eu fac doar măsurători. Iau informațiile pe care le aud în presă în domeniul ăsta. Nu le-am inventat, dar mă gândesc dacă obții această informație care este publică, nu poți să ceri scoaterea PSD-ului în afara legii? Ba da, dacă ar face un referendum, și eu am măsurat lucrul ăsta în sondaje, mai mult de jumătate din populația României ar veni la vot. Cei care ar vota împotriva scoaterei sunt doar 20 puțin la sută, restul n-ar veni. Așadar, ura față de PSD este foarte mare, perceput ca un grup de crimă organizată, este în percepția la mai mult de jumătate din populația României. Și atunci, pentru ce tu, președinte, când știi că ea a păstorit niște jafuri și că putea să le oprească, avea informații să oprească, pentru ce te duci să discuți cu ea? Ce? Dar oare nu pierde Klaus Iohannis voturi? Bineînțeles că pierde, pentru că nu explică, pentru că refuză aceste lucruri, pentru că el trebuie să le explice că are aceste informații. Am văzut, da, niște explicații, dar au fost așa mai mult de... Eu cred că o să apară mai mult. Dar poate exagerez eu. Poate cred că lucrurile nu merg în direcția asta. N-am idee ce se întâmplă și eu doar așa observ din, vă spun, din măsurătorile mele. Dacă explicațiile nu vor fi date în campanie, pe absenteismul care a fost acum mai mare decât cel prognozat de toate sondajele, doar de ale mele, am văzut cercetări ale mai multor oameni care spuneau că prezența la vot va fi mai mare decât cea care a fost acum. Și totuși, prezența la vot am estimat-o la zecimale la europarlamentare. Adică n-am greșit în măsurătorile care le-am făcut după alegerile europarlamentare. S-a produs o demobilizare a unei părți a electoratului de 1 milion și ceva de oameni.
Dacă această demobilizare continuă, scorul pentru Viorica Dăncilă va fi mai mare de 30%. Dar dacă Iohannis reușește să explice de ce trebuie să ducă bătălia pe mai departe împotriva PSD-ului și împotriva Vioricăi Dăncilă, el reușește să-și atragă pe acești oameni în turul 2. Și atunci veți vedea Iohannis câștigând cu 70%. Cât pierde Iohannis dacă nu explică? Dacă nu vine cu explicații clare. Faptul că n-a explicat nimic, gândiți-vă, de la 43% la 36%, nu a pierdut destul și nu pierde pe mai departe. Și atunci, pentru că, după mine, el este un, sau cel puțin staful, e unul moderat, care nu vrea să-l scoată în față foarte belicos, foarte răzbunător împotriva PSD-ului, că foarte bătuiesc cu ei să-și arate buzduganul cum le dă peste bot cu sceptrul lui prezidențial. Atunci, și ce se pară că el preferă să tacă. Și, decât să, și în felul ăsta pierde. Evită pentru că electoratul, da, dar electoratul are nevoie de sânge. Adică nevoia asta a fost hrănită de USR, care a ieșit în față cu chestiile, cu plăcuțele suedeze, cu piața Victoriei, cu toate astea alte, a agitat, a creat o stare de ură în societate împotriva lor și el încearcă să o tempereze. Pentru că, de fapt, asta este și în atributul lui ca președinte, să mențină echilibru și calm în societate. Și asta stă ponderat el. Dar informațiile sunt mizere de vreme ce el apare în presă. Nu le-am... Așa am auzit de ele. Acum, nu știu, nu cunosc de subturile. Nu sunt în staful lui Iohannis. Eu doar mă uit pe cifre, observ atent discursurile liderilor, pentru că m-am obișnuit să urmăresc cu atenție candidații președinți și cât l-am cunoscut pe Emil Constantinescu și cât am văzut cum discutau Băsescu, dându-mi seama că vorbesc mai mult decât decât informații au, în așa fel încât să nu să păstreze și secretul informațiilor astea speciale care le vin, dar și să dea direcția. Înțeleg de ce Iohannis nu vrea să participe și nu că este o toană, nu că i s-a pus lui pata, ci că nu e normal. Ulterior lumea o să înțeleagă normalitatea, dar acum privește că așa îți dorește spectacolul ăsta. Și e normal că s-a obișnuit cu un tip de spectacol. Mereu să vezi că, iată, se mușcă. Ce-ar fi să nu fie lucrul ăsta? Eu nu susțin... acum eu încerc să explic de ce. Nu susțin că e mai bine să n-aibă loc dezbateri. Să nu înțelege. Încerc să mă pun în pielea lui ca observator să zic ce aș fi făcut eu dacă aș fi avut acces la atâtea informații și numai puține câte au apărut publice. Tot decizia asta aș fi luat-o eu. Dar asta... Dar dacă spuneți că are astfel de informații, de ce nu le face public? Adică e, iată, e un prilej. Această campanie e un prilej să vii și să vorbești despre lucrurile pe care le știi și pe care le ține ascunse aparent sub preș și un PSD. Eu am înțeles că va avea dezbateri și că a prezentat ieri, că tot o să apară. Eu cred că va avea întâlnire, va vorbi public. Nu stă, nu va vorbi cu Viorica Dăncilă. Dar cred că următoarea perioadă este cu o prezență a lui mai mare în spațiu public. Ca lumea să-l vadă și într-o altă ipostază, vorbind liber și dincolo de chestiile astea, că e cu cască, fără cască, în ureche, dezbaterile or să... Adică oamenii or să vadă ce are el în cap și o să vadă și ce are Viorica Dăncilă. Deja... Asta dacă nu ne-am făcut o idee încă. Nu. Ideea ne-am făcut. Toți ne-am făcut, că i-am văzut în exercițiu, toți. Câți urmări în spațiu public. Și-au făcut oamenii o idee. Și-au făcut și opțiune, au și o opțiune. Problema este dacă acea opțiune devine puternică și mobilizantă la vot sau este slabă și poate fi demotivată. Și jocurile acum vor fi care intră în absenteism și care își extrage din absenteism cât mai mulți alegători. Aici se joacă această campanie dacă sare cu mult peste 60 Iohannis, se duce spre 70 sau nu. Dar prezența vă așteptați să fie mai mare, mai mică față de primul tur la pe cel de-al doilea tur? Mele. Da. Intenționau să voteze în turul 2 mai mulți decât intenționau să voteze în turul 1. Asta când? O lună. O lună. Da. Opinia s-a mai schimbat. Nu, dar intenția de a participa la turul 2 e mai mare. Și a fost mai mare și la alegerile din 2014. E posibil că acel... Și a fost și la alegerile din 2009 mai mare. E posibil că același tipar să se reproducă și atunci. De ce? Pentru că turul 2 dă direcția. Mai tot timpul noi am avut de ales între stânga și dreapta.
unde ne ducem, spre est sau spre vest. Și când își dau seama că stai, că la început alegi cu sufletul, că îți place candidatul, că are niște caracteristici, după aia alegi direcția. Nu mai stai să te gândești că e bun sau că e rău, încotro mișcă el România. Și de asta se vor mobiliza mai mult în mod obișnuit, s-au mobilizat mai mult în turul 2, dar cine știe acum ce se va întâmpla. Eu nu fac profeții. Eu doar am măsurat. Văd că, iată, socoteala populației de la începutul campaniei n-a fost aceeași la sfârșit. Și n-a fost aceea, nu că am greșit eu sondajul. Cred că le-am făcut mai meticuloase decât sondajele, că am făcut mai multe. Le-am făcut mai meticuloase decât alte dăți. Am fost mult mai riguros cu operatorii să obțin o opinie cât de cât corectă. S-a produs acea isterizare din ultimele zile, că mai avem puțin și intrăm, spunea Barna, care intră în turul 2, diferența e foarte aproape. A făcut ca voturile pentru paleologul să nu mai conteze, că el nu intra în bătălia aia, ca Iohannis să nu mai aibă important să scor pentru el. Bătălia era Dăncilă versus Barna și nu era reală. Pentru că el se menținea pe scorurile, dar s-au potențat reciproc. Și Dăncilă și Barna a câștigat pe această falsă discuție care a fost în spațiu public. Era falsă, dar amândoi au câștigat. Ceilalți n-au avut reacție, să spun, candidații creștini-democrații. Dar asta arată, în sondajele mele, că există un potențial de cel puțin 1 milion și 300-400 de mii de alegători care ar vota candidați și partide creștini-democrate peste acele scoruri care le-au luat acum. Ceea ce arată că România se poate așeza la următoarele alegeri semnificativ altfel. Trebuie doar activat acel tip de electorat care este simpatizant, dar n-a fost convins, care are valori, să le numim de dreapta, dar care acum a fost temperat la vot datorită jocurilor celor două partide, hai să le numim cumva socialiste, deși exagerez puțin cu USR socialist, dar se duce cam pe acolo. Spuneați dumneavoastră, Adinauri, că actualul premier Ludovic Orban a crescut în sondaje după ce moțiunea a picat. S-a menținut pe acest trend și după ce a preluat portofoliul de premier? N-am mai făcut sondaje acum de asta. Eu sunt convins că intenția de vot în PNL o să rămână ridicată și după turul 2 și după o să mai crească? Da. O să mai crească. Pentru că urmează un fenomen care schimbă harta electorală foarte mult. PNL-ul a anunțat prin Florin Cîțu că au de dat afară vreo 400.000 de oameni. E un aparat bugetar în România. Au și început să... Plin. Ei au început mai întâi cu restructurările câtorva ministere, până ajung la agenții și cu comasare. Gândiți-vă că oamenii ăștia erau cumva, blocau administrația, nu o serveau publicul, pentru că erau o crengătură de oameni ăștia băgați în privat, produce un boom economic neașteptat. Pentru că n-au încotro. Trebuie să-și găsească un loc de muncă după. Arătați-mi domeniul în care nu e nevoie de forță de muncă. E uriașă nevoia de forță de muncă. Și de forță de muncă educată. Forța de muncă educată n-a fost bine pusă la lucru în aparatul statului ca asta să deservească cumva o clientelă și ca aparatul ăsta bugetar a fost unul care era pentru el însuși, nu era pentru cetățean. Se deservea pe el în mai mare. Era consumator de mari resurse și greu suportabil economic. Acum, băgat în piața privată, va produce o dezvoltare economică. N-au un cotro, că ori pleacă din țară, ori se angajează pe aici. Privat. Chiar dacă nu vor avea salariile de te aveau la stat, că s-au mărit salariile în domeniul la stat mai mult, ei își vor găsi și Și PNL va de câștigat, deci spuneți dumneavoastră. Percepția publică pentru oamenii așa va fi o problemă. Și pentru rudele lor va fi o problemă. Pentru familii întregi. Exact. Da. Dar pentru societate, beneficiu o să fie. Și pentru ei ulterior o să fie un beneficiu. Pentru că economia gripată cumva de un stat puturos, așa de o administrație care plimba hârtii și care nu făcea mai nimic așa deosebit pentru cetățean, deși face, categoric face. Eu nu vreau să exagerez așa cu slabul care îl ține pe grasul în cârcă sau ce imagine pe care le aveam așa cu
Nu, se muncește și în administrație. Dar o să vedeți o administrație mai suplă. Și în același timp, o piață privată mai profesionalizată. În aproape niciun domeniu nu găsești specialiști. Au plecat marea lor majoritate din țară. Oamenii ăștia vor da un suflu, dacă intră în piața privată, economiei, așa cum era nevoie, pentru că vor suplini forța de muncă ce a plecat în diaspora. Cum eu cred că și din diaspora vor veni și vor începe să vină, și fenomenul, eu îl văd, a fost de curând la Timișoara, se întorc oamenii acasă pentru că salariile, inclusiv în privat, în Timișoara, sunt mai mari decât obținei în străinătate și vor să vină acasă pentru că sunt chiriile mari în Occident și cu ceea ce rămân mai puțin decât aici. Salariile specialiștilor așa au ajuns să fie bune în domeniu, acolo unde există parcuri industriale dezvoltate, unde economia funcționează. Și văd că vestul, la fel cum este și Oradea, la fel cum începe să se dezvolte și Aradul, o să vină valul ăsta al investițiilor în mediul urban, mai mult și periurban, foarte puternice, și asta o să se simtă în economie. Deci o să se întoarcă România acasă? Nu toți, că eu cred că nu mai toți, mult de jumătate dar o parte... nu se întorc. Dar fenomenul, acum îl văd și văd că s-a oprit fenomenul plecării, sau s-a oprit, s-a diminuat semnificativ de mult fenomenul plecării definitive. Este acum fenomenul plecării tranzitorii. Se duc deja, își fac bagajele, se ducă pentru sărbători, să lucreze în Austria, la schi. Se întorc, se duc acolo la o lună că au câștigat mai mult. Pleacă vara să muncească la mare în Spania. Deci sezonier. Da, este chestia doar și în rest au acasă. De asta ajungem, fenomenul la noi se va produce cel al mobilității, să numesc așa. Nu atât, stai aici cu domiciliu, dar lucrezi 3 luni acolo, 2 în altă țară și tot așa o să fim, că așa se întâmplă de fapt și în alte țări. Iar lucrul ăsta, mobilitatea asta sporește, adică reduce semnificativ voturile PSD-ului. Pentru că oamenii ăștia stăteau ancorați la un buget, era bine acolo, dar se deprofesionalizau. Când vor vedea că și ei câștigă prin această mobilitate și ei intră și învață într-un mediu privat în care te obligă să fii inovativ puțin. Antreprenoriatul are prin definiție un spirit inovativ în el, că altfel nu rezistă pe piață. Și ei, intrând în lumea asta, nu doar ca slujba, își vor deschide și firme, o să vedeți o dinamică, o schimbare a structurii sociale a României într-un termen scurt. Problema este să aibă Orban forța să o facă repede, cât este încă pe val, să nu se producă fenomenul de isterizare totală, că ne-au dat afară, ne-au distrus, și în așa fel încât și pe ceilalți care nu sunt afectați să-i tragă de partea lor. Domnule Bruno Ștefan, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, ca de fiecare dată, alături de noi, și sperăm o să înflorim așa cum ați spus dumneavoastră și să vedem numai lucruri bune. Doamne ajută! Vă mulțumim! Mulțumesc!